Salutare! Am revenit cu un mic live. Nu prea aveam stare, să zic așa. Și ziceam, hai să mai facem un atent de a-l salva pe săracul la gripa. Practic, am găsit ceva care ar putea să fie util. Ziceam că aveam în inventar deja unul dintre elemente, și anume osul. Și mi-am adus aminte că practic, partea de sânge, de fapt, se poate obține dintre cei torturați și în transept au fost destul de mulți care erau torturați aici. S-ar putea ca, de fapt, sângele să fie aici, în transept. Am zis, hai să mai facem o verificare înainte să abandonăm chestia asta. Hai să vedem celulele astea, dacă nu cumva este sânge într-una dintre ele. De exemplu, aici este o urmă de sânge. Și... Ia. Ah, avem nevoie de o frânghiuță. No object to use item on. Pe ce am putea atârna noi o frânghie? Ca să coborăm ăsta. Pentru că pare că acolo este sângele nostru. Interesant. No object to use string on. Ia, dacă punem pe firăstrău, nu pot să folosesc itemul ăsta în felul acesta. Iar dacă îl punem aici deasupra. Aici avem un bar. The blood needs a vessel. Find a way to lower the vessel to collect the blood. Ce ar trebui să putem cumpăra cumva frânghiuța asta aici. Cât de mare e frânghia asta? Nu cred că pot să folosesc firăstrău, sincer. Dar în mod sigur am găsit urma de sânge. Acum... Ia, pare putem să legăm... am putut să legăm ăsta de cu frânghiuță. Wow, gata, m-au obținut sângele, măi. Asta era toată schema. Gata, alergăm acum de fericire în partea cealaltă. Deci e incredibil, sângele era practic într-una din celulele în care fusesem. Ceea ce arată că de fapt noi trebuia să facem toată partea asta, întâi să facem, să obținem scrisorica și apoi să ne întoarcem înapoi. Oricum, interesant. Hai să ne ducem acum să facem secțiunea cealaltă, că deja știm cam ce trebuie să facem. Da, trebuie să ne grăbim. Sunt curios ce final vom avea dacă le eliberăm pe... Deci de aici cred că am obținut ce aveam nevoie. Partea bună este că deja avem și sângele. Avem și borcanul cu sânge. Nice. Hai să mergem în partea cealaltă. La Choir Entrance. Deci aici se pare că de fapt nu se întâmpla nimica. Nu aveam cum să sacrificăm acele victime. Dar era menit să ne facă să credem că putem să-i salvăm cumva, să-i salvăm să... corpurile alea, care oricum, apropo, la un moment dat dispăreau. Interesant treaba.
Ok, hai să salvăm acum situația, să luăm cuțitul, ne facem că-l tăiem. Asta se agită un pic aici. Acum deja știm ce urmează să se întâmple. Deci e doar o formalitate că... Am luat de pumnalul. Alexander, you must let me be. Trebuie să-l las să se concentreze. Pick the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Ok. Please, I didn't do anything. Ok, n-am făcut nimic. Pick the man, cut the lines, pick the man, cut the lines. Asta era Daniel care zicea asta, din câte îmi dau eu seama. Nu era Alexander cel care zicea. Daniel era un pic cam cu capul dus, cred. Nu putem să ieșim afară încă. Wow, voievod, ai văzut că am făcut rost de sânge? Nu știu dacă erai cu noi aici. Era la închisoare acolo sângele, de fapt. Asta era faza. Nu știu dacă ai prins treaba asta, voievod. Da, deci victimele acestea sărace de ei nu puteam să-i omorâm. Am făcut rost de sânge, asta e partea fainii. Dacă vrei să povestim, voievod, nu știu dacă ai prins momentul. Hai să punem niște ulei, că văd că nu mai am ulei în aia. Trebuie să mai facem însă apoi în laborator. Așa, nu mai știu în ce parte am venit noi, de jos, cred. Intrăm în nave. A, reacționai la un video. Credeam că ai urmărit ce am făcut pe aici. Ai urmărit? A, stai că nu pe aici, trebuie să ne întoarcem înapoi. Deci au dispărut victimele, trebuie să mergem în partea cealaltă. În main hall. Aici o să ne mai sperie, cred că odată, individul ăla. Apropo, e mega panicat, speriat. Hai să mergem direct să luăm itemele care le urmăream. În mod sigur e fantomița pe aici. Mamă, m-a și omorât ăla. Serios? Era deja în urma mea? They are close, îmi zice. Jesus. Hai mă că avem nevoie și eu să-mi recuperez itemul ăla. Nu știu cum mi-a luat urma atât de repede. Că era complet beznă. Eu cel puțin nu l-am văzut cum mi-a luat urma. Dar e fain că ne bagă muzica aia când ne ia urma. Ia uzi-l. E în urma mea. Oricum, acum, cred că am scăpat de el. Ce mai fac? Păi ce am scris acolo în clip? Nu scrie? Îl salvăm pe Agripa. Asta facem, de fapt, aici. Am luat bucata de glob. Nu cred că mai era ceva pe aici.
frames with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally... Și că ăsta a rezistat timp de zile până l-a omorât. Deci, nu știu dacă ai prins, am făcut rost de sânge. Și cred că putem să mergem, sincer, mai departe. Ok, am sărit peste moment, deja l-am parcursesem. Trebuie să mă duc să fac rost și de celelalte elemente. Deci am luat unul dintre bucățile de la orb, mai am nevoie de încă două. Și de substanța aia de otrăvitoare mai trebuie să fac rost. E un pic mai greu să faci traversarea aici, da, anyway. Dar cum oare mă vede ăsta? Eu nu-l văd pe el, ca bine. Nu vreau deloc să mă las în pace să trec. Mamă, îi se face rău când îl vadă. Încă unul? Am găsit sângele, Robert. Nu știu dacă ai prins începutul de live. Am găsit sângele. Acum omulățului nostru e un pic cam rău. Nu de alta, l-a văzut pe băiatul ăla și tot timpul îi provoacă rău. Jesus, dar e atât de rău că nici nu vede pe jos. Nici măcar eu nu văd pe jos ce vede el. Hai să lovim asta un pic. Ok, am făcut rost și de poison gland. Deci avem așa, glass of blood, avem remains de bone și avem și glanda. Unde era sângele? Sângele era în partea cealaltă a închisorii. Practic trebuia să ne ducem în închisoarea de unde am început live-ul astăzi, dacă ai prins începutul, parcă da. Și acolo unde am prins începutul, trebuia să ne ducem și să luăm... am luat bucata de orb. Una dintre camere avea sânge în podea și trebuia să folosesc foricica sau înfășori în jurul, să zicem, jarului, în jurul borcanului și să o cobori sub podea ca să adun sânge. Da, era la început, în partea cealaltă, cum ar veni. Aici putem să dăm foc. Uite, provoca un sunet mare, puternic, când... Anyway. Bun, am găsit elementele care ne trebuie, acum trebuie pur și simplu să ieșim afară de aici. Mai trebuie să mă duc să recuperez un singur... Îmi trebuie o singură chestie, un singur element, mai am nevoie. Trebuie să mai mă duc acum să găsesc ultima ușă care o să-mi permită să găsesc ultimul element din... Cred că acolo e. Voievod, ce face Voievod? Voievod cred că se uită la niște clipuri ceva. Nici am înțeles eu.
Dar nu știu de ce moare de râs. Bun, iar aici găsim ultimul element care ne mai lipsea. O să mergem direct să-l luăm. În camera cu sarcofagul. Ok. De data asta nu m-am mai speriat. Am luat și bucata de orb. O să facem skip repede la camera de tortură aici. Ok. Nu știu ce era pe aici, dacă mai era ceva. Te lua de pe jos? Nu cred. Am mai luat un laudanum. Și un tinderbox. Bun, deci avem toate elementele care avem nevoie. Acum, pe măsură ce vom încerca să ieșim afară, în mod sigur o să avem de furcă cu... Hai să găsim ieșirea. Avem nevoie de acces în laborator acum, practic. Întoarcem la Choar Entrance. Și trebuie cumva să facem, obținem accesul în laborator. Am toate elementele de care am nevoie, dar nu am accesul în laborator. Trebuie să ne ducem să ne întâlnim cu băiatul ăla, să ne bage la închisoare. Avem și scrisorica. Practic avem tot ce ne trebuie. Iar acum ăsta ne roagă să-l restaurăm și el pe el, să-l punem la loc. S-ar putea să fie o șansă să-l salvăm. Și acum deja știm că trebuie să încercăm să ieșim afară ca să putem să... Trebuie să mergem în chancel. Doar așa ne iau prizonieri și ulterior putem să ajungem în laborator. Trebuie să, practic, să iasă chestia aia la suprafață. Ia uite câți erau de aici, 3. Wow. Păi, înainte să mergi în laborator, trebuie să te lași prins, dacă mai ții minte, Robert. Trebuie să te lași prins și abia apoi poți să mergi în laborator cu siguranță. Ne închide ăsta în prizonierat aici. Oricum, finalul, vreau să zic că mă aștept acum să fie ușor diferit, dar hai să vedem. Hei, cum ne să iam pe asta? Cam așa ceva, nu? Ok. Nu mai știu ce făceam cu bucata asta de metal, sincer. Anyway. Ok, se surupă asta, putem să ieșim. Acum, sincer, n-am găsit nimic în celula asta, deci nu știu de ce a mai trebuit să o dăm la o parte, dar anyway. Așa e jocul. Ia aici cred că găseam ceva. Parcă o scrisoare. O scrisoare a ultimului prizonier. Mm.
Puteam să spar peretele, zici? A, de zici că erau două căi, practic, de a ieși de acolo. Înseamnă că am ales doar, ca de obicei, calea, varianta care am preferat-o. Probabil aia era option 2, ca să zic așa. Aici găsim găleata, tinderbox-ul. Mai am găsit un laudanum, pe care apropo, nu, cred că numai pe hard le folosești pe astea. Pentru că ai mult prea multe pentru... Anyway, hai să facem rost de apă. Stai, ca să facem rost de apă trebuie să ridicăm întâi vasul afară. Trebuie să-i punem găleata. Trebuie să coborăm ăsta. Era o scândură acolo. Înseamnă că ai option B, ca să zic așa. Varianta 2 de a finaliza jocul. Ok, am făcut rost de găleata cu apă. Ne ducem acum, punem găleata aici. A picat cheia, am luat cheia. Folosim cheia ca să ieșim afară. Și în urma noastră... Prăpădul acum o să vină. Nu mai știu însă să fiu atent un pic. Fierăstrăul ăla am impresia că nu-l luăm de aici. Dacă nu mă înșel. Fierăstrăul de oase. Pentru că avem nevoie de fierăstrăul de oase mai departe ca să tăiem osciorul ăla. Ok, hai să mergem. Vezi ceva? Nu. În urma noastră prăpădul, cum ziceam. A, abia acum se eliberează ușa, care era blocată inițial dacă ajungeam prea repede. Aici era un dreapta un dead end, dacă nu mă înșel. În stânga este calea de ieșire. Ok, totul bine și frumos. Am găsit calea de ieșire. Și revenim în nave. Ați găsit un video interesant? Păi ziceți-mi și nouă cum, care-i treaba cu video-ul ăsta. E pe canalul Voievod. Nu mai știu unde este toporașul ăla. Mai avem o scrisorică aici, dar... cred că acum o să întoarcă ăsta în lumea viselor. Nu știu dacă putem să o încheiem mai repede. E cu ferma. Ia. Și că vom folosi puterea orbului și vom izgoni umbra care mă urmărea. O simt că se apropie de mine și mi-e frică pentru viața mea. Suntem foarte, foarte aproape acum. Chiar sunt curios care e întorsătura situației odată ce îi facem rost de acel tonic pentru Alexander Agrippa. Pentru Agrippa, dar nu Alexander. Da, ci că Alexander s-a dus să aibă grijă de fermă și el de copii. Și că ar trebui să avem... ei de fapt omorâsără pe asta ca să ia copiii ca și prizonieri pentru ritual. Ce sadici oameni. Ok, ne-am revenit, ne-am trezit.
Am observat și acest tinderbox. Aici, dacă vrem să mai folosim... vreau să zic că aici era una dintre ocaziile. Dacă ai ratat anterior să folosești jar blood-ul, dacă încă mai aveai osciorul, puteai să-l folosești și aici, la fântâna asta, ca să obții ce ai nevoie. Dar ce, nu mai am ulei? Ah, ba da. Ok, hai să ieșim afară acum. Iar se distorsionează realitatea. Avem un mare șoc la ce găsim pe aici. Aici mai găsim un tinderbox. Undeva pe aici, cred că, dacă nu... What the hell? Dacă nu mă înșel, găseam și... toporașul ăla de oase. Mamă, ce ne mușcă chestia asta. Gata, ne-am mai revenit. Vă distrați, a? Robert, ia zi. Ok, am revenit. Dar acum am dau seama că încă nu avem tăietorul de oase. Care cred că e aici undeva. Ia. Dacă nu mă înșel. Nu era aici? Ba da. Bonso. Asta aveam eu nevoie să găsesc. Tăietorul de oase. Bun, am găsit tăietorul de oase. Aici mai aveam... niște laudanum. Jesus. L-am luat. Ok, hai să facem experimentul din laborator. Acum avem și toate elementele, ar trebui să putem să-l facem. Ok, hai să vedem ce putem să facem aici în laborator. Deci, jarul cu... iată, îl încălzim. Și ce facem acum? Putem să punem în el elementele celelalte? Am luat incomplet tonic. Trebuie purificat întâi sângele. Păi și cum îl purificăm? Aici? Stai că osul trebuie tăiat. Punem osul aici. Ce facem, mă? Blochează scaunul ăsta. Ok, am obținut o substanță. Și acum trebuie să-l purificăm întâi ingredientul de glanda poison gland. Dar cum îl purificăm? Eat in the gland will not extract the poison. Cred că trebuie să... trebuie să o punem aici, mă. Ia. Cum extragem? Aici, da. Așa, mă, și acum extragem și poison-ul. Trebuie să o strivim. Gata, și-am obținut tonicul lui Vire. O să ne dea un achievement, în mod sigur, acum, pentru asta. Dar de ce se distorsionează realitatea dintr-o dată? Then use the saw to remove my head.
As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening in the inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to act. Deci trebuie să-i dau întâi tonicul. Și apoi să-i tai capul. Jesus. Am luat capul lui Agripa. Oh my god. Serios? Jesus, ce ciudat. Hai să ne ducem în Chancer. Deci avem capul lui Agripa acum cu noi. Nu știu exact ce ar trebui să se întâmple mai departe, dar... E bine că l-am obținut. Mamă, ce mă omoară ăsta. You have to carry on, trebuie să continui. Ceva cu capul? N-am idee ceva cu capul, dar... În mod sigur trebuie să fac ceva cu el. El spune că n-ar fi murit din cauza că a luat substanța aia. Spune că ar fi supraviețuit. Hai să deblocăm acum mecanismul ăla. Practic trebuie să-l stricăm mecanismul, asta e toată faza. Acum, din cauza că am stricat mecanismul, ce s-a întâmplat? S-a slăbit portalul. De fapt, sistemul de protecție al portalului. Avea un fel de firewall, ca să zic așa. Și e mult mai slab firewall-ul care... Oh my god, mă omoară și aia. Bun, după cum vedeți este mult mai slab firewall-ul, dar totuși încă poate să ne facă rău. Ia uite, ne electrocutează. Bun, hai să terminăm acum sistemul, globul, pardon. Bun, am terminat globul. Încă ne face rău ăsta, trebuie să ia contact cu globul, ca să zic așa. Ca să deschidă portalul. Gata, s-a deschis, putem să trecem. Sunt curios ce se întâmplă acum cu Alexander. Putem oare să-l înviem pe Agripa sau ce oare se întâmplă? N-am idee. 19 August 1839. Alexander, now. Cannot use this item this way. Deci chiar și eu sunt chiar curios ce se întâmplă cu capul lui Agripa. Oricum acum aici că l-am fi salvat. Nu prea arată la față ca și cum l-am salvat, dar ok, dacă el zice că l-am salvat. S-a deschis portalul. Ok. Oh my god. Orb Chamber. Hai să vedem acum ce facem. Sunt curios dacă se întâmplă ceva diferit.
was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Ah, trebuie să se deschidă portalul. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Agrippa era cel rău? Stai așa puțin. Cred că trebuie putem să băgăm capul lui Agrippa în portal. Dar întrebarea e când? Începe să se deschide portalul. Trebuie să așteptăm să se deschide, practic. O să înceapă pietrele să se învârte din ce în ce mai repede, probabil. Și acum să vedem marele... Alexandru cred că vrea el să treacă prin portal. Și văd că plutește. Wow! Acum trebuie să dăm repede. Portalul se va deschide foarte curând. Păi ăsta ce vrea să zică că să se întoarcă acasă? Și că el nu poate să intre. L-am băgat capul lui Agrippa în portal. Și mi-a dat un alt achievement. M-a omorât? Ăsta era un alt final, aparent. Hei, ce s-a întâmplat? Am intrat eu în portal. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Hey, suntem în portal. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Wow! Un alt final. Ne-a dat cineva subscribe? Ok, ăsta a fost finalul alternativ. Dar măcar l-am făcut și pe ăsta. Cine a dat din nou subscribe? Smuidui Boss. Mersi pentru subscribe, Smuidui Boss, dacă am prins bine. Bun, deci am făcut și varianta alternativă cu capul lui Agrippa. Game over, amnesia. Dark Descent. Bun, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like. Am zis să facem și varianta asta, doar ca să fie făcută și să încheiem definitiv jocul. Deci, stați pe aproape, dați subscribe, puneți-vă notificările și urmăriți canalul meu, pentru că vor mai urma noi jocuri horror pe care încercăm să le facem. Mi se pare că a mers destul de fluent jocul ăsta. Deși sunt o groază de puzzle-uri pe tot parcursul, dar l-am făcut overall în 4 nopți, cred. Bine, noapte bună
Și pe data viitoare. Bye bye.